Proiecte în valoare de peste 22 de milioane de lei sunt în implementare în momentul de față în comuna Pericei. Acestea se derulează prin Programul Național de Dezvoltare Locală și prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. 6 proiecte de interes major pentru comunitate sunt în implementare în momentul de față în comuna Pericei. Pe fonduri europene avem dotarea serviciului de îngrijire al bătrânilor bolnavi la domiciliu cu ostensile medicale. Ne-am săturat să primim cărți și materiale din donații din străinătate, deșeurile altora, și am dorit să ne provizionăm să avem paturi pliabile, să avem suport pentru bolnavi. Deci tot ceea ce este necesar, tot materialul să nu fie prins pe contract și din donații care sunt deja epuizate moral și fizic. Reabilitarea și extinderea școlii din Pericei și dotarea cu materiale didactice, reabilitarea grădiniței, reabilitarea dispensarului uman, extinderea, canalizarea și modernizarea drumuri și ulițe în comuna Pericei. Modernizarea iluminatului public deja finalizat pe PNDL. Prin PNDL 2, administrația locală are în implementare în prezent reabilitarea unui drum comunal și a mai multor străzi din comună, costurile ridicându-se la aproximativ 10 milioane și jumătate de lei. Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comună e un proiect în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei, derulat tot prin PNDL 2. Prin același program e în implementare un proiect privind reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței din Pericei, costurile fiind de peste 2,6 milioane de lei, precum și reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea școlii numărul 1 din Pericei, proiect cu o valoare de 7.700.000 de lei. Reabilitarea și modernizarea dispensarului medical din Pericei se face tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală, valoarea acestei investiții fiind de 3.300.000 de lei. Administrația locală de la Pericei are în implementare în prezent și un proiect prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu o valoare de aproximativ 370.000 de lei. Acesta prevede de înființarea unui centru pentru promovarea specificului tradițional în comună. Există însă și proiecte pe fonduri europene.